Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan, pentru că e marți. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, domnul Tolontan. Bună dimineața. Câteva informații. E un fel de buletin de știri între buletinele de știri sau imediat după buletinul de știri. De fapt, mă gândeam ce cele mai bune momente pe care le-am avut împreună cu publicul, desigur și cu voi, ce puteam să zic, la Europa FM, au fost cele în care am spus nu ceea ce am crezut, ci ceea ce am aflat. Colegul meu, Cristian Andrei, a publicat în Hot News, este momentul ăsta, oamenii pot vedea, culisele de azi noapte. Ce le-a spus Cătălin Cârstoiu? Hai să strântim site-ul, deci intrați pe Hot News. Da. Articolul se deschide cu o fotografie genială a lui Octav Ganea de la Incoam, pe care trebuie să o remarcăm. Da, un meseriaș, cu adevărat un meseriaș care surprinde practic esența Vede cum momentului. Vede cum noi nu vedem, nu știu cum face, dar este genial. Așa, te rog, scuze-mă. Și reporterul politic Cristian Andrei, apropo, omul care dezvolui și dezvolui de ani de zile cum sunt televiziunile cumpărate cu bani publici de către partide, rădă culisele întâlnirii de peste 5 ore, 15. Care s-a încheiat aproape de miezul nopții. 15. Au fost 15 între ei politicieni, dintre care 5 între Cârstoiu și ei. Ah, ok, scuze. Cârstoiu a fost chemat târziu, pe la 6, și a plecat după aproape între 11 și 12 noapte. Practic, natura discuției a fost aceea de a-l convinge pe el să renunțe. N-a existat o altă natură a discuției. El s-a ținut tare și a spus că nu renunță, doctorul Cârstoiu. Motivul motivul cererii de renunțare dinspre partid a fost că șansele lui sunt slabe, pentru că investigația pe care Hodin s-a făcut-o a expus faptul că ca manager al spitalului public lucra și în clinica privată, obținând beneficii financiare pentru familia sa. Legea interzice lucrul ăsta, pacienții nu mai beneficiau de gratuitate din cauza asta, banii mergeau la familia Cârstoiu, spitalul public condus de acesta încasa sume mai mici de la Casa de Sănătate. Asta era consecința. Bun. Cum a reacționat publicul? Să știe, i-au spus că șansele lui sunt mici. Replica lui a fost, nu renunț, nu am pierdut niciodată o luptă, eu sunt un învingător. Asta e ceea ce l-a spus lui Cârstoiu, lui Ciulacu și lui Ciucă, potrivit relatărilor din interior, dar sunt surse concordante și credibile. Au încercat să explice că ei vor lua pe pieptul lor, ca să zic așa, acum nu citesc, dar redau ideea, retragerea și că o vor prezenta, dacă el acceptă să se retragă, o vor prezenta că nefiind din vina lui, ci din vina chestiunilor complexe, inclusiv din faptul că nu toți colegii s-au implicat în campanie, au spus explicit asta, n-au reușit să-l convingă, nu s-a înaintat deloc în toate acestea peste 5 ore în care au stat de vorbă împreună, încă o dată ședință, exact cum ai spus tu, a durat peste o zi, da, practic, peste o zi de peste mai multe ore de ședință decât ore de lumină în România de ieri. Și nu s-au înțeles. Și pur și simplu, la un moment dat, între 11 și miezul nopții, el s-a ridicat de pe scaun și a chemat mașina, aceeași BMW X6, prin telefon, și a chemat șoferul. Șoferul a intrat, bineînțeles, cu permisiunea celor de la pază, într-o zonă unde presa nu avea acces, ca să-l ia direct de la scara guvernului și le-a spus, eu nu-mi depun mandatul, voi dacă vreți și aveți toată responsabilitatea să renunțați la mine, nu, încă o dată, vă avertizez că aș câștiga pentru că n-am pierdut niciodată nicio cursă ca manager, ca medic, ei nu l-au crezut, au mers pe varianta lor și după cum publicul știe că am văzut că i-ați informat, merg pe variantele în momentul ăsta Gabriela Firea pentru PSD și Sebastian Burduja pentru PNL. Deci merg separat la capitală. Astea sunt informațiile de azi noapte, dar mai avem o informație de azi dimineață proaspătă, care cumva leagă lucrurile, deși pe alt plan. Departamentul de Stat al Statelor Unite a făcut public în această noapte raportul Departamentului de Stat privind situația drepturilor omului în România pe 2023. De asemenea, l-am publicat repede. Citesc doar atât. Corupție guvernamentală gravă. Rapoarte credibile despre corupția guvernamentală gravă din România. Așa aș încheia noaptea asta, relatarea despre noaptea. Raportul ăsta este foarte dur, un document din partea partenerului strategic american, Departamentul de Stat, e practic Ministerul de Externe. Când Ministerul de Externe al Statelor Unite spune că
există în România corupție guvernamentală gravă, ăsta este un semnal extraordinar de puternic și negativ la adresa României. E mult mai serios Exact. Termenul este, scuză-mă, Vlad, termenul fără precedent, de-aia l-am și semnalat imediat. Enumerate multe cazuri, dar am încheiat relatarea pentru că, cum să zic, am pornit de la surse și am ajuns la un document oficial, lucrurile se leagă și minciuna n-are cum să continue multă vreme. Mulțumesc mult, Cătălin Tonotan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.